Dragi prieteni, revenim în sala școlii din Peștișan pentru finala IE România-Oltenia. De data asta fără fetele finaliste, ci vom vorbi despre talentele descoperite de Maria Cârneci și Jean de la Craiova. Aici nu vorbim neapărat despre o competiție între ei doi, ci de o colaborare pentru a scoate la iveală cele mai impresionante talente locale. Vă reamintesc faptul că juriul va premia un singur talent local cu 1500 de lei. Bine! Bravo! Bravo, draga mea, bravo! Un moment foarte frumos și pentru prima oară avem Naiul în emisiune. Un instrument atât de armonios, atât de, de frumos, de parcă te unge pe suflet. Fata Nichi Mariuță, când te văd pe potecuță, în cămașă cu cătrință, în cămașă cu cătrință, cătrință cu floricele, mi-ai scurtat zilele mele. Când-ți văd cătrințele, mă apucă frigurile. Când-ți văd cătrințele, mă apucă frigurile. Dacă-ți floare mândruliță, așteaptă-mă pe uliță să-ți aduc struguri din vie. Tu să-mi dai gurița mie, fost trei fete care au cântat muzică populară și cel mai mult mi-a plăcut de Ruxandra. Pentru că era și mică și drăgălașă și cânta și frumos. Ea m-a impresionat cel mai mult. Celelalte fete poate mai au de studiat, de învățat, au avut și emoții, dar Ruxandra a fost la înălțime. Acest domn m-a zăpăcit. Ei, acum, ce mi-ai scoate de acolo? Doamne! Vioara e fantastică, jur, are niște, mă, când are doar 4 strune, incredibil, ce poate să facă, mi se pare fantastic. Aplauze! Uluitor! Așa ceva n-a văzut Parisul, n-a văzut Londra, n-a văzut New York-ul, n-a văzut toată România. Cristian Geacu Cătănoiu și taraful său, extraordinar!
ați dat coreografie. Deci din punct de vedere coreografic ați fost de nota 10. Ce să spun, coreografie până la capăt. Ei, mie mi-a plăcut și contrabasul. Bravo, a făcut o piruetă acolo extra. Asta este. Acestea au fost talentele descoperite de Jean de la Craiova și Maria Cârneci. Juriul trebuie să acorde un singur premiu în valoare de 1500 de lei. Întrebarea este: cui? Ne-a fost foarte greu să alegem, pentru că e oarecum nedrept, avem patru fete frumoase, talentate, care au cântat frumos. Am fi mers către inocență, către puritate, dar totuși am ales distracția în această seară, pentru că ne-a făcut să ne simțim foarte bine și l-am ales pe domnul Cristian Geagu și pe taraful dânsului. Bravo! Taraful câștigător a ridicat juriul în picioare și a stârnit ropote de aplauze.